Pacea Domnului, frați și surori, Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să vă spun un vis ce l-am avut într-o noapte. Se făcea că eram la bunica mea în apartament și la un moment dat a apărut Domnul Iisus în fața noastră. L-am întrebat dacă este păcat să mergem la mare. El mi-a răspuns că este păcat să mergem în perioada asta a verii, când este foarte aglomerat și este foarte mult păcat în fața noastră. Dar marea în sine nu este păcat. Domnul să ne ajute să luăm aminte la tot ceea ce ne spune și să nu luăm cu ușurință. Și să spun, a, nu-i păcat să mergem acolo, că și așa, am grijă unde mă uit și mergem să ne mai relaxăm puțin. Domnul să ne ajute să fim un exemplu pentru cei din jur. Domnul să ne ajute să luăm aminte la tot ceea ce ne spune El și să nu ne jucăm cu păcatul spunând că lasă, că nu este păcat să mergem acolo, că doar și alții mai merg, că doar putem merge să ne îmbrozăm, să ne relaxăm puțin. Dar Domnul nu vrea acest lucru. El vrea să fim sfinți.